dimineața! Bună dimineața! Ce faceți, domnul vice? Trăiți, domnul vice? Ce faceți? Bă, te linge, mă, puneți ceva în cap. Sănătate! Sănătate! Dăm drumul la treabă! 3 zile, sănătate. Ok. Te faci pe secundare, nu? Unde e? Unde e? După ce zona e? La cartonul nou. Toate secundarele pe toate aleile, peste tot, da? Ați luat toți... Domnul Chioran! Domnul Chioran! Domn director! Verona. Orice mașină care e înainte la ridicați, o puneți lângă, dezăpeziți și dați mai departe. Bravo, bravo, bravo. Și acum la treabă, nu? La treabă, da. Sunt încărcate cu sare, domn director? Mai puțin cele care au intrat în urgența 1, nu? Exact, și celelalte. Toate sunt încărcate cu sare. Da? Da. Câți oameni au schimbat de dimineață? La ce oră ce intră? La ora 7 dimineața. La 7 dimineața. Da, se schimbă. Da. Sunt pregătiți 24 din 24 de ore. Ok. Tot-i. Domnilor vice, da, din oră... Din 90, la 90 de minute avem comandament. Timp de 3 zile, din 90 de minute ne vedem la primărie. Comandamentul face schimburi, directorul adjunct, directorul viceprimaronul, viceprimarător, permanență la comandament. La 90 de minute ne vedem în primărie. Ne potrivim ceasurile, este ora 1. Peste o oră jumate înseamnă 2:30, nu? Da. La 2:30 comandament la primărie. Din 90 de minute. Acum viceprimarul 1, viceprimarul 2 își împart programele în două. Da? Dați jumate de program la un viceprimar, iar cel care verifică prestația societății, cel care dă bun de plată, vreau să am planșe foto. Vreau să am pe stație din raportare la secundă și bun de plată se va da decât acolo unde merită. În rest, nu ne interesează. Peste 90 de minute ne vedem la primărie, dați drumul la utilaje, vreau ce vreau. Dați intrați și pluguiți, nu dați cu sare momentan, nu este cazul. Degajăm tot ce este și când peste 90 de minute, dacă e cazul, aplicăm sare. Materialul antiderapant. Momentan decât pe pante, intrările în spitale, acolo dăm cu sare din clipa asta. În rest, în tot sectorul și pe secundare, pluguim această bălteală. Sare o dăm la stabilim când o dăm sau ne auzim pe stație. Da? Da. Ok, la treabă, ne vedem peste 90 de minute de la primărie. Aveți mari responsabilități pentru secundare. Voi sunteți mașini de secundare. Da, da, da. Bă, mama naibii voia dacă văd ceva energie. Deci știi cum intrați? Pe unde puteți? Pe absolut, absolut tot, da? Intrați, nu dați cu sare până când nu primiți comandă, da? Avem în depozit deja peste 10.000 de tone de sare. Avem 64 de utilaje funcționabile care vor intra pe artere și pe străzile secundare.
mâine dimineață, în funcție de precipitații sau în decursul zilei de poimine, că am înțeles că 3 zile la rând va ninge aproape în continuu. Vom intra și cu frezele pentru trotoare. Am convocat din 90 de minute la primăria sectorului 5 comandamentul de iarnă, viceprimar, director, toată lumea suntem în teritoriu. Din 90 de minute timp de 3 zile, cod roșu de desăpezire în sectorul 5. Voi fi prezent la toate. Dacă eu sunt prezent, directorii vor fi și ei obligatoriu, iar testul începând de astăzi pentru managementul societății salubrizare sector 5 va fi la sfârșitul acestor 3 zile de cod galben de nisori și vom vedea dacă vom continua cu managementul acestei societăți sau vom aduce un management care să performeze alături de o echipă performantă a primăriei sectorului 5. Îi dăm drumul la treabă. Locuitorii sectorului 5 au mari așteptări. Le-am promis că noi să-i dezamăgesc și asta am să fac. Sunt alături de prestatorul serviciului de dezăpezire, salubrizare sector 5 și alături de poliția locală și toată conducerea primăriei în teritoriu. Și repet, la 90 de minute, comandament de iarnă la primăria sectorului 5, timp de 3 zile. Lucul jos. Și astea le-a încărcat, să aștepte până plecăm cu zăpada. Mașină de poliție pentru străzile secundare, Ioran. Boșingurile toate pe străzile secundare, de cele mai mici. Deci Boxa, mă auzi? Boșingurile pe străduțele cele mai mici vreau să le văd, da? Ei, ele n-au seara, o să vină ulterior. Dar pe străduțele mici, aleile dintre blocuri, cele mai mici, acolo stau toate boșingurile. Mergi înainte.